Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când a fost privatizată Dacia? În ce an? Mai știm? 1998, nu? Cine ar fi crezut 99, în 98 Dacia, o marcă, știți foarte bine, marca tradițională, făcută de Daci, 60 cu francezii de la Renault, după care preluată de statul român, care în anii 90-95 încolo făcea niște mașini, vai de capul lor, să fim cinstiți. Cine ar fi crezut că va ajunge după privatizare o marcă de un succes atât de mare la nivel european? De ce zici asta? Pentru că am citit că în luna aprilie, de exemplu, Dacia Sandero a fost cea mai bine vândută mașină termică în Europa. Un total de aproape 19.000 de unități. E adevărat că am văzut foarte multe în Occident. Da. Am mai călătorit. Mașină foarte populară. În topul celor primelor, cele mai vândute 10 modele în aprilie, pe locul 1 Dacia Sandero, pe locul 9 Dacia Duster cu 12.953. Doar doi producători auto au câte două modele în top 10, Dacia și, lasă-mă să ghicești, Volkswagen. Volkswagen, da. Volkswagen pe locul 2 cu T-Roc, deci vândut mai pe locul 2 față de Dacia Sandero cu 16.000 de unități și pe locul 8 Golful. Nu, pe locul 8 Golful. Acum sunt de făcut niște precizări. Asta este una, Dacia și Volkswagen. Doi, Dacia Sandero este produsă la fabrica din Maroc. Fabrica Renault, care produce sub marca Dacia în Maroc acest model și Dacia Stepway este, se face la Mioveni. Dacia Sandero Stepway, care e tot un Sandero, dar mai musculos așa, arată foarte bine din punctul meu de vedere. Dacia Duster e modelul produs doar la Mioveni și este super mișto mașina. Am testat toate generațiile, toate variantele și am constatat îmbunătățiri de la un model. Sunt mașini foarte cinstite, raport calitate-preț. Deci am văzut, numai departe de zilele trecute, un foarte cunoscut site de testări de mașini a pus la un test off-road Defenderul, Land Roverul Defender, așa, modelul 910, o mașină care costă 130.000 de euro, și o Dacia Duster, care e pe la vreo 23.000 de euro. Așa, și? Au fost bara-bara. Deci Dacia Duster, da, Dacia Duster a pierdut la coborârea în rampă, pentru că fiind modelul respectiv era un model manual, mai n-a putut să coboare atât de încet precum Defenderul, care e super controlat electronic. Eu zic să dea Defenderele la gratis acum, dacă tot s-au făcut de râs. Bun, sigur. E totuși o mașină cu totul aparte, Defenderul. Dar nu-și mai ia nimeni, îți dai seama. Totul nu o să ia Duster. Bun. De remarcat și diferența, sau mă rog, mai degrabă, handicapul de poziționare pe care l-au uzinele de la Pitești. Că ne întrebăm de ce se face Sandero în Maroc. Păi pentru că de la uzina din Tanger, unde se fac mașinile respective, Sandero, Dacia, până la port sunt 30 de kilometri, 32 de kilometri, dacă nu mă înșel, și această distanță poate fi parcursă atât pe autostradă cât și pe calea ferată. Și au ajuns în port și de acolo sunt în câteva ore în Europa. În timp ce uzina de la Pitești, tirurile încărcate de acolo fac vreo, cred că vreo 400 de kilometri până la granița cu Ungaria, o parte pe Valea Oltului, da, pe Valea Oltului. Așa. Sau mai există opțiunea cealaltă, să ajungă în portul Constanța. Da, mă, dar și peisajul, scuză-mă, deci nu compar Tangerul cu Valea Oltului niciodată. Da, altceva vezi pe Valea Oltului și... Super! Sau altceva în drum spre portul Constanța, dacă pleci de la Pitești, când treci pe centura Bucureștiului. Cred. Adică, serios, și asta se întâmplă încă o dată. Uzinele au fost privatizate în 98 și deci de un sfert de secol încoace. Eu cred că dacă oamenii aia cer, faceți domnule autostradă ca să putem să exportăm. Dacă luau numai impozitele pe care le-au plătit Dacia sau, da, înțelegi, în toți anii ăștia, cred că făceau tunel de la Mioveni până la Budapesta. Este înspăimântătoare lipsa de responsabilitate și de viziune și de inteligență a clasei noastre politice și a celor care conduc această țară, care de 25 de ani nu reușesc să termine autostrada amărâtă prin Carpați, de pe Valea Oltului, sau să facă centura capitalei. Și uite, rezultatul e că
uzinele Dacia și-au mutat producția pentru Sandero în Maroc, că acolo... Bă, deci cumva știi ce? Marocul este mai în Europa din punctul ăsta de vedere decât România, decât care România, este adevărat. În Uniunea Europeană. Auzi, dar lasă-i pe ăștia așa. Zim dacă Springu se bate cu Tesla, cu ăștia... Springu se bate cu Tesla, da, Springu e făcut, Dacia Spring, care e făcută în China integral, știm? Da, alt Tanger. E pe locul 5 în topul celor mai bine vândute. Da, mă, că eu am glumit serios. Mașini electrice, în da. În Europa? Da, pe primul loc da. În aprilie. Ce tare. Tesla Model Y. Așa. După care două Volkswagen-uri, ID4 și ID3, Skoda Enyaq, deci tot grupul FAG, da. Pe locul 4. Și pe după locul 5 Dacia Spring. Pe locul 6 MG4, care cred că este MG-ul, dacă e marca aia, cred că aia este... General Motors? Sau nu, nu, MG era o marcă... E Motors General. Da, e Motors General. Era o marcă britanică, da. Mare tradiție, făceau niște mașini foarte frumoase, pe care trebuia să le repar realmente tot timpul. Niște mașini retro, așa, și au dat faliment, i-au cumpărat niște chinezi. Și acum fac mașini chinezești cu marca MG. La Dacia Spring, înțeleg că nu ți-o repară absolut nimeni, e ca la iPhone, ți-o înlocuiește. Da, cred că eventual, da, se trimite de pe Alibaba alta. Băi, dar una peste alta, totuși, două modele Dacia în cele mai bine vândute 10 mașini termice din Europa și un model electric, vândut, sigur, sub marca Dacia. Foarte tare. Da. Noi suntem foarte buni. De retururi au zis ceva? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.